Pensiunea Heraclea vă prezintă o rețetă macedonească de friptură de miel cu aluat deasupra. În primă fază, condimentăm carnea cu sare și piper, carne care am vrut neapărat să conțină din toate. Punem rasolelele care sunt foarte bune și au foarte mare conținut de colagen, o costiță de la miel, să avem pentru toate gusturile. Sunt unii care servesc carne macră, sunt unii care, uitați, o pulpiță de fără os, o pulpiță cu os, costițele, să avem pentru fiecare și o servim pe platouri, fiecare și-o servesc bucățica care și-o doresc. Da, o întindem în tavă, sare și piper, eventual bucățile mai mari un pic, să le punem și pe a doua parte. Un pic de ulei și o băgăm pentru rumenire la vatră. Am așteptat să facă friptura, să rumenească la cuptor. Acum scoatem tava și vrem să-i dăm lovitura de grație la sfârșit, așa, cu aluat, cu condimentele, vinul. Ia uitați ce vine. Vorba domnului, dacă japonezii inventează mirosul, suntem fruntași. Neapărat usturoi, cât de mult, pătrunjel și nelipsita mentă la miel. Extraordinar de bună este. Vinul, tot la fel, merge cu mielul și vinul tot la fel din zona noastră. Un Riesling sec, nu dulce, nu demi-dulce. Da? Și acum așteptăm să punem aluatul peste el. Îl băgăm din nou la cuptor. 15-20 de minute până să umflă aluatul și friptura este gata. Cum am spus, acum o băgăm la cuptor. Aluatul este pus pe ea. Putem să numim și la țest. Când aluatul este gata și friptura este gata. Și putem servi pe un platou. Pâinea se servește ca atare. Ia uitați ce avem. Punem o bucățică, două, de friptură. Ia uitați ce rasolele frumoase avem. Și nu vă spun cum miros. Dăm deoparte. Să punem și o bucățică de pulpă. Da? Aici avem un untișor de pădure ca salată. Mielul, după cum știe toată lumea, îi place verdeața. Numai așa se împerechează. Un pic de ceapă pentru salată. Un pic de ridiche, că tot ce-i de primăvară merge cu mielul. Da? Și neapărat un pic de sos pentru salată. Și un pic de sos pentru miel. Cu ocazia asta, pensiunea Heraclei vă dorește poftă mare!